Bine v-am găsit, dragi telespectatori, astăzi în Casa Domnului, o întâlnire aparte cu îndrăgitul artist Ilie Caraș. Cu siguranță nu se așteaptă să fim aici sau mai cu seamă să ne întâlnim, dar vom avea multe lucruri de discutat, așa că vă invităm în Casa Domnului, în Biserica Istorică de la Mănăstirea Pasărea. Doamne ajută și bine te-am găsit! Dar cum ați găsit aici? Pentru că deseori obișnuim să venim, de data asta ne-am gândit că o să te întâlnim, pentru că știm că nu este o zi la voia întâmplării, iar în emisiunea Folclorul sub lupă tu nu ne-ai dezvăluit multe secrete și nu se putea să te întâlnim într-un loc mai bun și mai potrivit decât în Casa Domnului, aici unde tu îți găsești liniștea. Da, nu întâmplător, suntem într-o biserică istorică, construită la 1834 de către Sfântul Calenic de la Cernica, unde a construit aici mănăstirea, biserica aceasta veche și biserica nouă. Da, e o biserică cu multă încărcătură. Și mi-ai spus că mai de mult, în momentul în care am pășit pentru prima dată în Casa Domnului aici la Mănăstirea Pasărea, că această bisericuță istorică întotdeauna e deschisă de Sfintele Sărbători Pascale. Nu mai, dar în general noapte de Paști se fac și în Biserica Mare și în Biserica Mică. Dar fiind aici o soară, aici e deschis noapte de Paști. Uite, eu nu am venit cu mâna goală, ci vreau să-ți doresc acest cadou, aș spune de suflet. De unde ați găsit poza? Unde sunt secretele noastre, pentru că nu degeaba e emisiunea Folclorul sub lupă. Sub lupă am căutat și noi și am găsit fotografia cu tine și mătușa ta dositea. Și mătușa mea dositea, care este măicuța aici la Mănăstirea Pasăre. De-aia mă găsiți des aici. Vreau să ne povestești câte ceva și despre măicuța Dositea, despre legătura aceasta pe care o ai tu cu biserica și cum ai hotărât să vii în același loc, să-ți urmezi vocația dacă vrei și de câte ori pe săptămână vii? Cam de 3-4 ori sau de 5 ori, depinde. Cum am timp liber. Dar dacă vrei să stăm de vorbă, te invit să stăm jos undeva într-un cadru frumos. Chiar la măicuța în fața casei. Păi până mergem acolo, pentru că ai cea mai bună idee și chiar vreau să le dezvăluim și celor de acasă câteva lucruri despre povestea ta de viață și nu numai. Spune-ne puțin despre măicuța Dositea, pentru că și nouă ne-a deschis casa și a fost o gazdă extraordinară. Măicuța Dositea este un om deosebit, pe lângă calitatea ei de monahie unde slujește cu drag aici la Mănăstirea Pasărea, este și un om foarte deschis, cu ușa mereu deschisă pentru oricine are nevoie de o cană cu apă, o vorbă bună sau un ajutor. Lucru pe care cu siguranță și tu l-ai dobândit și din modul în care o să ne povestești creșterea ta copilului Ilie Caraș și totodată învățând din timpul petrecut aici la mănăstire. Sunt lucruri frumoase, minunate și trebuie să le trăiești ca să le cunoști. Păi și noi trăim și suntem astăzi cu tine pentru că avem multe de povestit și așa că te urmez în locul minunat despre care ai povestit. Te rog. Și dacă tot am ajuns, Ilie, într-un cadru atât de frumos, într-o poveste liniștitoare, dacă vrei, prima întrebare pentru tine ar fi, ești un artist de referință în zona Bucovinei și totuși plăcut marelui public la o vârstă atât de tânără. Te gândeai să fii atât de celebru? Lavinia, când începi pe un drum mai ales anevoios, cum este cântecul popular și în general drumul artistic, nu te gândești că ajungi celebru și nu trebuie să te gândești la bani. Succesul nu constă să te gândești în a fi celebru și să câștigi deodată mulți bani. Te-am auzit deseori spunând despre drumul anevoios al cântecului și aș vrea să te întreb de ce l-ai numit așa. Pentru că nu este un drum ușor. Este un drum cu flori, dar printre acele flori mai sunt și spini. Acei spini sunt oameni care îi întâlnești, lucruri, dificultăți și financiare. Sunt mulți factori care la un moment dat te lasă sau de multe ori mă gândeam să mă las de cântat. Pentru că eu mai am și partea cealaltă cu medicina și mă gândeam rămân doar pe partea cu medicina și mai era, trebuia să mă fac preot și nu m-am făcut. Dar am ajuns să fiu cântăreț. Ai spus că trebuia să te faci preot și totuși ce te-a limitat la decizia aceasta? În anul 2 de facultate, când eram conservator la Iași, am vrut să mă călugăresc. Care a fost motivul? Pentru că nu este un motiv și nu este să te ascunzi. De multe ori, poate că greșesc, dar foarte mulți caută refugiu în mănăstire sau partea femeiască sau cea bărbătească.
Își caută un refugiu, fug de o speranță sau fug de o problemă. Nu, eu am o dragoste aparte față de biserică, de Dumnezeu. Asta nu se explică în cuvinte. Știi, spunea Părintele Cleopa că spui că nu vei fi călugăr, dar când arde focul sub călcâie, lași totul și pleci de acasă, cum a făcut și el. Eu cred că un motiv nu e la voia întâmplării și ți-am pus întrebarea aceasta pentru că știm că și mătușa ta, Dositea, este aici, s-a călugărit de la vârsta de 18 ani, după cum ne-a 17. Povestit. 17 ani, cu atât mai mult. Și vreau să știu ce te-a dus cu gândul să faci pasul acesta spre călugărie. Mă rog, e drept că nu s-a materializat, dacă vrei. Eu mergeam la Iustin Pârvu, la Neamț. Și tot spuneam des, când mă spovedeam, că părinte, totuși aș vrea să mă retrag într-o mănăstire, unde mi-ați putea spune? Zice, dacă îți spun că să te retragi într-o mănăstire mare, nu vei avea liniște și pace. Dacă te duci într-o mănăstire mică, obișnuit cu lume multă și cu metropole mari, n-ai să te obișnuiești și ai să te întorci, ai să ai remușcări, ori asta nu trebuie să fie. Tu te lepezi de tot și vii în mănăstire. Și mi-a zis, slăvește-L pe Dumnezeu prin cântec. Du-te la biserică, fii un bun creștin. Nu trebuie neapărat să fii un călugăr, monah sau un preot. Fii un bun creștin, fă lucruri bune și e mai bine așa. Oare pentru că nu te-a văzut profund decis vis-a-vis de lucrul ăsta? Știu eram, și eu eram... că trebuie să ai o siguranță și o decizie totală de 100%. Aici când, da, când alegi să pleci, cred că în mănăstire, trebuie să fii ferm convins de ceea ce faci și să nu te mai uiți la trecut. Eu tind să cred că te-a apăsat ceva sufletește, nu, dacă ai vrut să decizi nu, asta. Eu de mic copil mie îmi place. Mie de mic copil îmi place biserica, îmi place... Eu de mic copil eram prin altar, ajutam preotul din sat la biserică, la slujbe. Ai fost îndrumat de către părinții tăi să faci asta? Nu, ei au fost împotrivă. Eu, asta m-a oprit. Mama a început să plângă, cum? Singurul băiat, eu mai am 3 surori. Una mai mare cu 10 minute și celelalte mai mari. Suntem adică gemeni. Una geamănă, da. Da. Eu am început să plângă, cum? Singurul băiat, tu să te faci călugăr, să pleci. Asta cred că m-a dat înapoi mai mult. Dar nimic nu este bătut în cuie. Nu se știe peste ani ce se va întâmpla, doar Dumnezeu. Dar nu te-ai dat înlături nici de la ceea ce ai spus puțin mai devreme, că te-ai călugări, când ai simțit că vine momentul potrivit. Dacă va fi momentul și va vrea Dumnezeu, vă voi face. Dacă nu, voi rămâne un bun creștin, încerc să fiu un bun creștin și să aduc bucurie oamenilor prin ceea ce fac eu acum. Era Ilie Caraș un copil cu minte sau năzbutios? Te-ai așa, gândit așa, încă așa. De mic copil să ajungi cântăreț? Eu, crescând la țară, umblam cu vacile în luncă, noi se zice cu vacile la luncă, adică mă duceam la păscut. Aveam vacile mele, a vecinilor, câștigam bani, să știi că eu luam bani pe lună că pășteam vacile vecinilor. Și toată ziua cântam. Nu știam versul de muzică populară, dar eu îl lăiam. De multe ori mi-aduceam aminte din slujba, din biserică și cântam slujba. Da, și lumea, ceilalți copii... Pășteau vacile mai liniștite, nu? Râdeau de mine colegii mei, copii cum eram, râdeau de mine și aveam și o poreclă, uite, vine popa. Dacă vrei să știm, făceam dintr-o conservă de pește, cădelniță cu 2 sârme, 3 sârme, și puneam cărbunii de acasă și furam tămâie și făceam așa ca popa, îmi făceam slujba. Deci mie nu vine să cred când alți copii poate se jucau cu mașinuțe, încercau să-și facă din dopuri. Am fost mai atipic, un copil mai, nu neapărat obraznic, făceam și eu năzbitele mele. Luam bătaie de la tata, spre exemplu, m-am dus la scăldat în râul Siret și am lăsat vacile în porumb, abia răsărit, în porumbul unui om. Și când am mers să iau vacile de acolo, m-aștepta cu Dita Biciu. Și am lăsat vacile acolo, am fugit acasă, m-am ascuns în pod, unde țineam fâinul acolo sus, m-am ascuns, n-am ieșit până seara. Bine, tata a plătit paguba, pentru că îți dai seama, 5 vite, o cam ras jumate din porumb. A fost, eu am avut o copilărie fără tabletă, fără calculator, fără mult acces la televizor și a fost mai bine, pentru că părinții nu știau cum să ne bage în casă, acum nu știi cum să-i scoți din casă pe copii, că stau pe gadgeturi și pe toate. A fost o copilărie frumoasă, mi-aș dori să mă întorc în timp, dar cu puține minte de azi. Ce povețe ți-amintești din copilăria ta, de la mamă, de la tată, lucruri pe care le respecti și astăzi și ei sfătui pe urmașii tăi? Să-și asculte părinții, pentru că ascultarea și lucrurile bune poate
când ești copil nu ți se par bune. Că zici, vai, mama vrea să mă închid în casă sau tata vrea să fac ca el și să muncesc. Nu, trebuie să-ți ascunzi părinții. Acum îmi dau seama cât de multă dreptate aveau părinții mei. Și încep cu lucru banal, când îmi spuneau, Iliuță, ia și dormi la prânz, că o să crești mai mare și o să te rogi cineva să-ți spună să dormi și nu o să-ți spună nimeni. Și așa este. Și așa este. Sau o să zic că, spre exemplu, tata m-a învățat foarte multe lucruri, să cosesc, să merg cu tractorul, să merg cu calul, să merg la pădure, să... Sora mea, geamul, e un pic mai așa, e o leoaică de-aia. Mai, iute. Da, mai iute. Mm-hmm. Și vreau să zic că de multe ori eu ajutam pe mama la făcut mâncare și a pe tata afară. Vă schimbați sarcinile, făcea schimb de sarcini. Da. Ilie, dar mă gândesc totuși că ai avut o copilărie fericită, ce-i drept. Îmi vorbeai, iată, și de cele trei surori pe care le-ai. Știu că tu ai nepoți, dar niciodată nu ai vorbit despre dorința ta de a avea copii. Ba da, mie îmi plac copii. Dar ce te reține totuși să faci pasul acesta? Când către... o să mă căsătoresc și dacă o să fie și sper... Dacă va vrea Dumnezeu, cu siguranță o să mă căsătoresc și o să am și eu un copil, îmi doresc și eu măcar o fetiță și un băiat. Adică doi. Doi, da. Dar ai o reținere vis-a-vis de căsătorie? Nu este o reținere. Încă n-am în momentul. Probabil că n-a venit, dar știu că am vorbit despre ori. Da, mama tot îmi spune, dar știi, când vezi atâtea probleme în diferite familii și te gândești, nu e bine, pentru că știm foarte bine, căsătorie e o loterie, poate fi cu succes sau cu mai puțin succes. Mă gândesc că în meseria asta noastră nu ești înțeles cum trebuie. Și tu știi despre ce vorbim. Nu se știe peste ce fată dau și plecările astea mele foarte dese să ajungă la un divorț. Nu e bine că pornesc cu negativism ăsta în față, dar se întâmplă de multe ori să mă uit în jur. Mă uit în jur la diferiți colegi, amici, prieteni, cunoștințe și am văzut multă suferință. Multă suferință că au rămas mame cu copii în brațe sau mai rău pe drumuri. Unii am o cunoștință care după divorț, ea neavând sta la socră și la soț, neavând unde să plece, a rămas pe drum 2-3 zile până au venit părinții ei să o ia acasă cu tot cu copil. Sunt lucruri nefericite, adică toate astea te face să-ți pui un semn de întrebare și să te gândești mai mult, că știi cum, chiar dacă nu ești pățit, dar suflet și neort. Așa este, dar vezi tu că nu ai o garanție. Exact cum ai spus și tu, căsătoria este o loterie. Poate să fie totul lapte și miere la început, să fie toate bune. Dar aici eu cred că mai intervine deseori și educația din familie. Educația. Depinde, uite, foarte mult tinerii căsătoriți să aibă un duhovnic care să-i îndrume. Pentru că fiecare greșește. Greșești tu, greșesc eu, greșește ea, greșește el. Dar atunci când tu ai un duhovnic bun și merg amândoi tinerii la duhovnic și cineva care să le îndrume din biserică, contează foarte mult biserica. Dar tu crezi că mai există credința care era odată și cu care noi am crescut? Credința există, noi o ignorăm, pentru că nu știu dacă ai văzut, s-a făcut un trend, o modă de a lovi în biserică și de a lovi în credință, iar omul nu mai vrea să creadă. Din ce? Pentru că din cauza neajunsurilor. Ori nu, eu cred că dacă ai un duhovnic bun, dacă ai o susținere bună, dacă toate se leagă. Iar biserica în familie are un rol foarte, foarte important. Se spune că întotdeauna doi tineri căsătoriți formează un trup și atunci dacă unul e mai slab în credință, se poate ruga celălalt. Mult la surorile mele, la sora mea cea mare și la toate surorile, dar sora mea geamănă are o legătură foarte strânsă cu biserica. Și mă uit la ea în familie, cum de frumos își educă copiii la biserică. Cumnatul meu nu există duminică să nu meargă la biserică. Nu există duminică copilașul, sora mea și cumnatul să nu meargă la biserică. Este un lucru, mă fac să plâng, pentru că aia mică, eu n-am văzut-o de foarte mult timp, aia mică când merge la biserică, am rămas o mică de cuminte, stă la slujbă. Mai știu eu pe cineva când a venit cu copiii la biserică și a zis lui soră să te rog frumos, stai liniștită că și mami vrea să asculte slujba. Și aici mă regăsesc eu în poveste. La tu cu matea asta. Să știi că și pentru mine contează foarte mult credința despre care tu vorbeai și lucrurile pe care le poți împărtăși copiilor de cele mai multe ori. Dacă sunt crescuți în credință, cum ai spus și tu la un moment dat, într-o cumpăna vieții, cu siguranță au altfel de reacție, mai răbdătoare. Dar ești conștient sau crezi cu tărie că un suflet bun are parte întotdeauna de încercări?
Și Iisus Hristos pentru dragoste a fost răstignit, nu? Pentru dragoste oferită oamenilor, răsplata Lui care a fost? A fost urcat pe cruce. Un suflet bun și omul care face mult bine are și ispite, pentru că nichiduță își bagă coada ca să nu mai facă bine. Cum eu merg foarte des pe Sfântul Munte Atos. Mă regăsesc foarte mult acolo, în simplitate, în care puțină, odihnă puțină, pentru că acolo slujba începe la 2 noaptea și se termină la 7 dimineața. Am văzut cât de fericiți sunt oamenii cei de acolo, călugării de acolo. La vine oamenii n-au niciun neajuns și nu, ei trăiesc cu ziua de azi, cu speranța zilei de mâine, prin rugăciune și nu au să adune averi, să nu. Pentru ei tot ce înseamnă trupesc e mai puțină importanță. Sufletul pentru ei contează. Eu am mers de câteva ori și am rămas uimit cu câtă înțelepciune am întâlnit călugări și la 105 ani și la 110 ani și am rămas uimit de felul cum îmi vorbeau. Nu mai puteau merge pe drum sau stăteau în pat, dar o minte sclipitoare și un suflet sănătos de nu-ți poți imagina. Trebuie să vezi ca să crezi. Vorbeai puțin mai devreme și de surorile tale. Știu că e un subiect sensibil pentru tine. Da. Și pentru că ai și nepoți și pentru că ai zis că ai un dor în suflet, că nu l-ai mai văzut de ceva vreme, având în vedere situația care a fost și care este în continuare. Da, este un subiect aparte, așa, pentru că mi-e dor de casă, mi-e dor de surori, mi-e dor de nepoți. Când le văd video, nu sunt copiii mei, dar parcă ar fi ai mei. Atât de dor îmi este de ei, atât de dor îmi este de casă, de vine așa să zbor. Am avut o plecare la Suceava, la Siret, și 2 km și era vama și n-am putut să trec acasă. A fost ceva așa... Nu știu dacă ai trăit vreodată lucruri de genul ăsta, pentru că atunci când eu sunt din nordul Bucovinii, de la Cernăuț, Ucraina, când a început războiul, între Ucraina și Rusia s-au închis vămile și eu nu puteam să merg acasă să-mi văd surorile și stăteam cu inima cât un purice. Îți dai seama când se declară stare de urgență, de război, sub asediu de război, când toți tinerii între vârsta de 18 ani, 27 de ani sunt luați cu forța și înrolați pentru război, gândește-te, în mintea mea a fost așa o chestie ca și cum mă trezesc bine și mă culc bine și mă trezesc dimineața cu un telefon că, Doamne ferește, nu-ți mai este casă. Cu siguranță surorile tale ne urmăresc acum emisiunea Folclorul sub lupă și trecem dincolo de scenă în viața artistului. Dacă ar fi să le transmiți un mesaj? Eu știu că ele se mândresc cu mine. Mi-e dor de voi și atât. Mi-e dor de voi și de prichindeii mici. Nu mai vreau nimic decât să ajung și să-i văd să mă joc cu nepoții mei, că nu m-am jucat de foarte mult timp cu ei. E ceva așa... Dacă mă înțelege bine, dacă nu, asta e... Tu ai copii, nu știu dacă ai nepoți. Dar e aceeași chestie. O sensibilitate, când îi vezi mă gâldeața aia mică că zâmbește pe video la tine și tu nu poți să o strângi în brațe și n-ai putut să o ajungi nici la botez, să o vezi când s-a născut. E o durere în suflet, cu siguranță, pe care tu nu... Iarăși cu părinții, nu pot să mă văd cu părinții, pentru că iarăși toată situația asta, toate aceste lucruri care nu sunt bune, nu sunt, mama nu poate să vină la mine, nu poate să merg acasă, pentru că dacă aș fi avut dublă cetățenie, mă puteam deplasa. Și totuși te văd atât de îndurerat. Cum ai reușit să-ți lași casa și să vii în capitală, în București? Prima dată am venit la liceul de artă din Botoșani, am făcut vioară și pian. Apoi facultatea la Iași, conservatorul, acolo am făcut și medicină. Apoi am plecat puțin cu o bursă Erasmus în străinătate. Am studiat 6 luni și m-am reîntors în București să-mi termin masterul. Și în acest timp eu am participat la foarte multe festivaluri, concursuri și am rămas în țară, în România. Pentru că m-a întrebat lucrul ăsta, nimic nu-i întâmplător. Născut acolo, în Cernăuț, pământ românesc, până la cetatea lui Alexandru Lăpușneanu la Hotin, sunt numai români. Cernăuțul a fost a României. Nu a fost, a fost după aia trasat din greșeală cu un creion. Dar e pământ românesc și toți de acolo trăiesc cu un dor așa de unire, cu
propria țară, cu România. Mi-aș dori foarte mult să se termine toate lucrurile acestea, să vii acolo, să vezi o duminică cum vine lumea la biserică îmbrăcate în costum, îmbrăcați toți în costume populare, cu sute de mână. Slujba în limba română. La vine e ceva... Am mai fost cu artiști de aici, din România, și plângeau, pur și simplu plângeau. În 2017, la Cernăuț, alături de Etno TV, am avut o lansare de album, dar și m-a făcut și cetățean de onoare a orașului Cernăuț. Atât de frumos m-a primit publicul de acasă. Am stat, cred că, minute în șir și am plâns în scenă. Colegii tăi îți pot confirma lucrul ăsta. O căldură și o dragoste oferită de... Nu mi-am putut imagina să se ridice. Eu nu m-am intrat în scenă și sala s-a ridicat în picioare. M-am simțit pentru prima dată în viața mea artist. Ești un artist foarte mare, Ilie, și eu mă bucur și sunt convinsă că recompensele acestea îți vin în urma sufletului tău bun pentru ceea ce faci. Aici nu spun lucrurile astea ca să te lau pe nedrept. Este o calitate care ți aparține și eu sunt convinsă, cum ai spus și la începutul acestui material, că nu te-ai gândit niciodată la partea financiară. Mă uit că tu, de fapt, iubești atât de mult publicul încât îți aduce satisfacția interioară de care tu ai nevoie. La mine am fost în America, am cântat peste tot în Europa, am trecut oceanul de vreo 3 ori. Niciodată nu m-am dus pentru bani, dar nici n-am negociat niciodată. Să știi că eu nu am negociat. Foarte rare ori pot să zic pe degete în Israel sau în Kuwait sau în altă parte, negociam, că știam că mă duc la o distanță foarte mare, sau America. Dar și aia, tot timpul lăsam pe om să-mi propună, n-am pus banii pe primul loc. M-am dus, am cântat, mi-am făcut meseria, mi-am făcut plăcerea, m-am întâlnit cu români, a fost ceva frumos. Și crede-mă că am fost în cam 22 de țări, am reușit să cânt. Wow, cât de mult! Dar am păstrat fiecare bilet de avion, cu tot, cu escale, o amintire. Eu lucrurile astea le-am ca amintire, afișe, asta a fost norocul meu. Mă surprinde foarte mult ceea ce povestești și mă uit că ai o experiență de viață totuși la o vârstă tânără, zic eu. Și în ultimul rând, spuneai mai devreme, ai vrut să te călugărești, te-ai gândit să te faci preot, ai ajuns artist și sfințești cântecul popular, dacă vrei, dar ai urmat și facultatea de medicină. Ce te-a împins să faci acest lucru? A fost mai mult o asistență medicală, pentru că n-am reușit să termin stomatologia până la capăt. M-am dus în străinătate cu bursa, muzica a fost pe primul loc. A fost ca o a doua meserie, pentru că nu știu ce se întâmplă între timp cu glasul tău sau ce poți. Este o a doua meserie, e bine că o știu, pentru că în timpurile astea e bine să știi să te tratezi acasă. E adevărat că cel mai bun doctor este, ești chiar tu, doctorul sufletului, și tu poți să-ți vindești de cele mai multe ori numai problemele cu mintea, care apar. Vindești tot. Cu mintea. Cu mintea, meditând, cu mintea, să-ți fie clară și să lași. Îmi spunea un părinte, binecuvintează tot negativismul și tot răul și lasă-l să plece. Lasă-l pur și simplu să plece și tu gândește-te la lucruri frumoase, gândește-te la ce ai de făcut mâine, la cântece, la viața ta de zi cu zi. Dar de ce se spune, în momentul în care ești văzut nebun, atunci de fapt ai atins credința? Așa este. Să fii nebun după Hristos, tu știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă să fii fără păcat, cred că. Ești fără păcat atunci. Nebun după Hristos. Sunt mulți sfinți părinți care au fost nebuni după Hristos. Nu au avut... Nu aveau nici îmbrăcăminte. Dar rugăciunea pentru ei a fost și de-aia și-au ajuns la nivelul sfințeniei și au ajuns sfinți în viață, pentru că totuși, când faci conexiunea mintea cu sufletul și reușești, trebuie să lucrezi mult cu tine, să conectezi sufletul cu mintea, atunci și mai intervine și Dumnezeu și te ajută, poți să stai liniștit. Că... Deci toate au legătură, chiar toate. Și puterea gândului. Da, bineînțeles. Dacă tu trimiți gândul, dacă îl trimiți înainte, mâine se întâmplă. Să știi că așa este, mâine se întâmplă, doar trebuie să... Care crezi că a fost cea mai mare cumpănă a vieții tale, peste care ai trecut mai greu? O turbulență foarte mare în care n-am mai urcat în avion un an de zile. O cădere în gol, mă întorceam din Israel noaptea cu avionul și o turbulență uriașă.
când au coborât măștile alea și când am văzut că avionul face în toate felurile și cadă tot, atunci m-am gândit că gata. Ți-a fost frică de moarte atunci? Da, cred că până la București, de la Tel Aviv până la București, am spus câte rugăciuni știam, psalmi. Până am ajuns, am pupat pământul, îți jur, am pupat, s-a uitat lumea la mine, credea că sunt nebun, am pupat pământul și am zis că nu mă urc în avion. Ei, și-a trebuit să mă urc, că trebuie să plec. Te întrebam de lucrul acesta și totodată de frică, că se spune oamenilor, oamenii, de fapt, uite, expuși și fricii, mor în fiecare zi. Exact. Și mi-a spus asta un preot. Exact. Frica te omoară. Frica te omoară. Frica și nesiguranța te omoară. Dar de unde crezi că apar sentimentele astea? De frică, de nesiguranță, de teamă? Necredința. Sau parțială? Nu, necredința. Parțială sau totală, dar e necredință. Adică tu te îndoiești în creatorul tău. Cam asta e. Pentru că este o luptă interioară în zilele noastre, mai ales în rândul tinerilor. Of, ce mult mi-aș dori să văd tinerii că... Eu înțeleg viața, cluburi de noapte, distracție, distracțiile tinereții, prostioarele tinereții, că toți trec peste asta. Dar totuși să nu uităm de Creator, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce facem în viața de zi cu zi. Și să... Am avut o chestie foarte urâtă într-o zi. M-am supărat, am zis că nu că m-am supărat pe Dumnezeu, dar conduceam mașina și vorbeam eu singur în mașină cu Dumnezeu. Zic, Doamne, dar de ce ai făcut atâta suferință? De ce oamenii... Tot lucrul ăsta m-a făcut când am văzut o bătrânică foarte bătrână pe stradă cerșind bani pentru mâncare. Zic, Doamne, dar de ce ai făcut-o dacă trăiește în necaz? Și după aia, peste câteva minute, tot eu mi-am dat răspunsul. Mântuirea nu vine așa prin bucurie și prin... Trebuie să suferi. Trebuie să necăjești, trebuie să suferi. Iisus Hristos, din dragoste pentru oameni, a fost urcat pe cruce. Dar noi cu ce îi mulțumim? Noi cu ce îi mulțumim? Mi-e greu să-ți dau și eu răspuns. Nici eu n-am răspuns. Nici eu n-am răspuns. Eu încerc să mulțumesc lumii. Eu, de fapt, mă întrebai de plecări, de drumul ăsta nevoios, de succes, de... Am avut noroc mult în viață, să știi. Cineva mi-a spus, ai mâncat ceva de mică, prea norocos ești. Am întâlnit oameni care m-au luat sub aripa lor. Am întâlnit oameni cu care am făcut turnee și artiști mari care, eu fiind foarte tânăr, m-au acceptat lângă ei în mari turnee, în mari spectacole, în colaborări, chiar unii dintre ei, fără să le rog sau să spun ceva, fără să fac nimic, au făcut și duete cu mine. Am devenit prieteni. Fără să fac nimic. Singurul lucru cu care trebuie să răspătești. Bun, o simți și să știi să taci când trebuie. Dar crezi că Dumnezeu vorbește prin oameni? Da, sigur că da. Odată totuși, ce ai întâlnit și totul se face prin oameni. Totul se face prin oameni, n-ai cum. Noi suntem creați după chip și asemănarea Lui și tot prin noi oameni Dumnezeu lucrează. Dar care e cea mai mare greșeală ta pe care nu ai putea să ne mărturisești în exclusivitate la Folclorul Sub Lupă? Cea mai mare greșeală mea? Pe care poate nici tu nu simți că ai putea să-ți o ierți. Că nu am fost bun atunci când trebuia mai mult. Cred că am făcut-o cu neștiință. Când s-a întâmplat asta? Poate că s-a întâmplat. Ani în urmă, să știi că eu am rămas marcat de un lucru. Și pot să-l spun. La Radu Vodă, la mănăstire, am văzut un băiat tânăr. Un băiat tânăr care cerșea. Și eu am zis, i-am zis lui și nu trebuia să fac lucrul ăsta. El i-a întins mâna să-i dau, trebuia să-i dau, dar eu l-am judecat. Și am zis, du-te și muncește, că ești tânăr, ce stai cu mâna întinsă? Măi, și ca să fac o legătură, după slujbă, când preotul predica, spuneam predică, exact a atins acel subiect, greșeala care am făcut-o eu dimineață. Întinde mâna, dă-i și nu judeca. Dar eu am judecat. Și mi-a stat în suflet ani buni și vrei să știi ce te am făcut? Te măcina. Da, și știi ce am făcut odată? Am venit dintr-un turneu cu foarte mulți bani și am scos bani de pe card, cred că vreo 200 de euro în lei, și-am căutat băiatul ăla și am dat banii ăștia. Nu pot să cred. Ba, așa am făcut. După ani mulți? După 2 ani de zile. După 2 ani de zile. Când l-am văzut eu, era întreg prima dată. Și când am venit să-i dau banii, era în cărucior cu rotile că a avut un accident. A dormit pe drum, s-a îmbătat probabil, nu judec, Doamne ferește.
N-avea locuință, n-avea nimic, omul ăla trăia în stradă. După 2 ani de zile m-am întors și am făcut gestul de spirit, mi-a stat în suflet. Tot timpul mă gândeam, dar Doamne ferește, o rudă de-a mea, dar Doamne ferește, mă aflu eu într-o situație de genul ăsta și mă judecă alții. Dar ce cum fac? A primit recompensa ta, ținându-te în minte, poate că... Nu știu dacă m-a ținut minte. Am venit și am întins bani. Înfășurat într-un ziar. Când am avut frică. Da, asta a fost. Vezi, e mustrarea de conștiință, iată, de cele mai multe ori ne de multe ori mă mustră conștiința pentru că poate că am putut să ajut, dar fiind cu gândurile mele, cu apăsările mele, cu problemele mele, nu am ajutat. Și poate că n-am vrut să ajut, a fost prea târziu. Da, dar tu ai o mustrare de conștiință, tu faci lucrurile acestea, dar sunt oameni care trec nepăsători pe lângă niște cazuri nu tocmai plăcute. Aia oameni nu sunt bogați, aia nu sunt fericiți. Dar ei afișează lucrul ăsta. Dar nu sunt fericiți. Crede-mă, nu sunt. Crede-mă, am întâlnit oameni atât de bogați că nu au ce să facă cu bani. Și știi la vine ceva? Atât de simpli că nu-mi vinea să cred că el are o avere atât de impresionantă. Umbla cu o mașină simplă. Modestie. O modestie. Mânca unde mănâncă tot omul. Mergea cu metrou. Păi și aceia sunt oameni valoroși. Asta am întâlnit când eram student în Franța. Un român foarte bogat. Ce schimba la viața ta, Ilie? Și de ce? Ce aș schimba? Cred că aș lucra la mine puțin, să fiu mai blând. Că îmi sare țandra, eu sunt zodia leu și așa câteodată îmi sare țandra nervos și dau din gură și poate supă. Asta aș schimba, să vorbesc cu mai multă înțelepciune, probabil. Da, uite că în urma... A ceea ce spui, confirm totodată, că, adică realizezi că ți se întâmplă lucrul ăsta și foarte pare des, rău. Și foarte des, da. Astăzi spuneam părintelui meu duhovnic, părinte, mai dau din gură, mai fac aia. E omenește, dar înainte de a da din gură, mușcă-ți limba. Încerc și eu. O sfatul unui călugăr din Sfântul Munte, îi spun, părinte, am colegi care mă judecă și vorbesc atât de ori cu mine, că i-aș suna și i-aș face la telefon. Nu. Când vrei să faci lucrul ăsta, spune, lasă că îi spun mâine. Lasă că îl sun și îi spun mâine tot ce am și pe suflet. Și totuși te împinge ceva din stai interior puțin. Să faci. Da, mă împinge și îi spune, vrei să faci în momentul ăsta lucrul ăsta? Spune-ți tu, vorbește cu tine, spune, lasă că sun mâine și îl fac la telefon de 2 lei. Mâine, când îți vine gândul ăsta, la fel spui, lasă că îl sun poi mâine și îi fac gând. Așa lucrez cu tine până îți trece acea mânie pe om. Ai câte puțin din toate, dacă vrei, și sunt convinsă că îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate realizările tale. O schimbare mare aș face să slăbesc. Printre dar altele. Dar nu pot să pun fermoară aici. Se mai spune totodată, Ilie, că aș vrea să te întreb, Dumnezeu, ca să ne trezim la realitate, dacă vrei, ne lovește cu sănătate. Da. Crezi și lucrul acesta sau sunt niște karme pe care le plătești nu, unul din trecut? Nu, eu nu consider karme. Asta sunt niște lucruri care... Până la urmă, Dumnezeu ți le dă, tu e crucea ta, tu trebuie să o duci, nu? Să muncești. Nu te lasă, că nu te lasă Dumnezeu, nu mori. Dar se spune că și lucrurile astea, din punct de vedere al sănătății, te întăresc, da, dar totodată... Dar nu numai sănătate, fiecare... și viața de zi cu zi. Asta voiam să spun. Lovi... Se zice, când ai boala de plămâni, ai o suferință. Când ai o boală de alt gen, crezi că lucrurile astea sunt... Important e să nu cazi în disperare. Și să nu-ți pregătești groapa de azi. Ai aflat că ai o boală azi, nu-ți o pregăti groapa mâine. Lasă-te în voia lui Dumnezeu. Am avut și o problemă în sănătate și mai am așa din câteva și când am aflat, să știi că primul lucru a fost să sun pe mătușa mea măicuță și să zic, cred că trebuie să-mi pregătesc și eu plecarea. A început să râdă, eu îmi spuneam suferința mea și râdea la telefon de, m-a luat o ciudă, o nervozitate. Și, zic că, și mi-a zis așa, ce prostuț ești. Lumea dar în sinea ta... Lumea asta în scaun cu rotile și nu se gândește așa și vrea să se zbată să trăiască și tu la o simplă apariție, la o chestie deja gata, te dai bătut și a avut mare dreptate. Dar ai căzut puțin poate în teama aceea și nesiguranță? Cred că frica de moarte. Orice om are frică de moarte. Orice om. Și de unde vine asta? Oare pentru că nu iarăși, rămâne viața să terminăm ce avem de făcut? Nu, este vorba din frica vine din necredință, din nesiguranța ta pe tine. Din ce nu știi, că nu știi ce ai de făcut mâine, totul de aici.
tot de chichiță. Dar acum ai rezolvat totul cu optimism. Totul este bine, sunt foarte bine, merg, alerg, fac, chiar dacă e pandemie, eu lucrez la un nou disc. Eu în viața mea am avut norocul să întâlnesc pe maestru Botgros, că pot să zic deschis, pe Sofia Vicoveancă, pe colegi de-ai mei foarte mari artiști pe, cu care am făcut o turnee foarte mare, artiști care azi nu mai sunt. Dar am avut norocul să merg cu ei în turnee, să-i cunosc de aproape. A fost o întâmplare să o cunosc pe Mărioara Morescu și Elize Stan la un festival la Iași și eu cântam operă, nu cântam muzică populară. Cântam muzică clasică. A fost o întâmplare să merg cu un coleg la un festival la Iași și să întâlnesc aceste două doamne și să mă facă să vină muzica populară. Regreți că ai făcut acest pas și că nu ai ales muzica nu, populară? Nu, pentru că sunt copil de la sat, de la țară. Și tot la... Poți să cânti... Doamne, avem o discuție cu un cântăreț mare de operă și spune, degeaba tu vrei să cânti Mozart și Puccini, că tu vii de la foaie verde și tot la foaie verde te întorci. Păi așa-i. Care ar fi trei dorințe pe care le-ai avea și ți-ai dori să se materializeze? Trei dorințe? Nu știu dacă aș avea așa mari dorințe, când Dumnezeu mi-a dat de toate în viață. Am absolut tot ce îmi doresc eu. Sănătate să-mi dea mai multă în rest. Dar trei dorințe mari sunt așa. Uite, să pot face pe personal nepoțica mea cântăreață, să cânte, pentru că are o voce frumoasă și este foarte timidă. O a doua dorință, să pot câștiga suficienți bani și să fac o casă de copii, să nu mai văd copii pe stradă. Mie mă rupe sufletul când văd copiii necăjiți pe stradă. Mă rupe sufletul lucrul ăsta. Sau măcar să am posibilitatea să hrănesc necăjiți, oameni necăjiți. Mai mult decât, să fac mai mult decât aș putea face acum. Și o altă dorință, să mai fac încă un spectacol mare la Cernăuți, cum am mai făcut. Pentru publicul meu minunat de acolo. Pentru că am reușit să fac niște lucruri pentru Bucovina mea dragă de la Cernăuți, o poate care alții n-au făcut de mult. Și mă refer nu la artiști, ci la oameni care s-au zbătut să facă ceva, pentru că n-au fost lăsați. Iar eu cu tupeu și cu pumnul masă am reușit. Dar din dorințele tale văd totuși că parcă ai avea o misiune pe pământul ăsta. Nu mi-ai spus niște dorințele tale personale, că dorința ta de a ajuta. În momentul când ajuți pe alții, Dumnezeu îți dă, nu trebuie să faci nimic. Tu dai și primești. Atât că dai, poate dai mai puțin, dar primești mai mult. Dai mai mult, primești mai puțin. Dar nu trebuie să aștepți. Ai neîmplinire că nu ți-ai găsit încă sufletul pereche? Nu știu dacă e o neîmplinire, dar vreau să mă căsătoresc, vreau copii. Mie îmi plac copii, vreau să am și eu copiii mei. Și o să iau, cu siguranță. Pentru că tot vorbeai de puterea gândului și cu siguranță materialul acesta o să rămână în videoteca televiziunii și o să ți-l prezint la nunta ta. Am avut și eu o prietenă foarte, au o relație foarte frumoasă de vreo 4 ani, dar nu s-a finalizat din cauza geloziei. Perioada aia plecam foarte des în străinătate și gelozia era foarte mare, foarte mare. Adică chiar cu scandal uneori. Uneori mai ies. Pentru că tu spuneai de neînțelegerea artistului și a oamenilor care lucrează până la urmă. La un moment dat, mama fetei m-a sunat ea direct și m-a întrebat, ori vrei să fii ginerile meu și să te ocupi cu fata mea de afacere, de business ce avem noi, ori îmi lași fata în pace și te ocupi de cariera ta muzicală. Și uite că marea dragoste te-a chemat. Pot să... Adică cântecul. Nu pot să las deoparte ceea ce eu, la ceea ce eu am muncit foarte mult. Tu știi foarte bine, drumul este artistic, nu este un drum atât de drept. Ilie, vreau să-ți mulțumesc pentru acest timp prețios pe care eu l-am petrecut în compania ta, în acest cadru restrâns și frumos în Casa Domnului. Pentru mine a fost o onoare, o bucurie și dăm voie să-ți mărturisesc chiar și în această emisiune că îți mulțumesc pentru tot ajutorul tău și pentru faptul că am reușit să ne întâlnim, să ne cunoaștem mai de aproape aici, la mătușa ta, la Dositea și la Mănăstirea Pasărea. Și totodată să mă alătur cuvintelor tare spuse că nimic nu e întâmplător în viață. Pe mine mă găsește aici, la Mănăstirea Pasărea, depinde. De 3-4 ori săptămâni eu sunt aici. Ori în biserică, ori la mătușa mea mă găsești. La fel și în București. Dispus să ofer energia ta bună. Dispus să ofer ajutor celor care au nevoie. Eu acum vreau să îți mărturisesc că am o familie necăjită și
Încerc să le ajut toamna asta, totuși am mai promisiuni pe diferite locuri să le găsesc o locuință. Nimic nu este întâmplător că tocmai astăzi, dimineață, aseară am venit de unde am venit și dimineața am fost sunat că probabil acea locuință se va găsi pentru ei și m-am bucurat enorm de mult. Enorm de mult. Vreau să te felicit și dacă Dumnezeu îți dă putere să faci asta, să nu renunți niciodată la visurile tale. Eu, la rândul meu, sunt ajutat de oameni, că Dumnezeu lucrează prin oameni și vreau să mulțumesc tuturor colegilor, prietenilor mei, care mi-au dat un sfat, cu care am lucrat sau cu care am fost la drum, sau dacă am supărat pe cineva, eu îmi cer iertare pentru că din nervozitate, din neștiință, din lipsă de timp, superi. Nu ai cum. Eu îmi cer iertare la toată lumea, pentru că eu greșesc. A greși omenește, a ierta, dumnezeiește. Așa că eu mă bucur că ne-am revăzut într-un cadru ăsta frumos, liniștit, plin de liniște, de dragoste. Aici o primești. Nu știu cum să-ți spun. Știi că Dumnezeu te învață să oferi, să primești, primești bine, nu primești, iar e bine. Dar atunci când oferi, bucuria e cea mare de a oferi. Îți mulțumim din suflet pentru eu vă mulțumesc și această ediție de colecție. Doamne ajută să fim bine cu toții. Astăzi am înțeles că frica este pentru oamenii slabi și pentru că am găsit răspunsul credinței, mă întreb acum câți dintre noi ar fi dispuși să renunțe la tot ca să trăiască în credință absolută. Pe curând, dragii mei!